Aron Pumnul a rămas în memoria noastră culturală ca profesorul de limba și literatura română a lui Eminescu. Ne gândim la el ca la un personaj aproape legendar. Într-o situație similară se află Iosif Vulcan, care i-a publicat lui Eminescu în revista Familia din Oradea primele poezii. Așa se întâmplă cu toate persoanele care intră într-un fel în raza existenței unui geniu. Capătă un fel de fosforescență și nu mai sunt uitate niciodată. Trebuie să se știe însă că Aron Pumnul, chiar și dacă nu i-ar fi fost profesor poetului la Obergymnasium din Cernăuți, tot ar fi fost înregistrat de istoria învățământului românesc pentru meritele sale de istoric, literar și pedagog. A avut o existență relativ scurtă, de 48 de ani. Ca elev al liceului din Blaj a fost remarcat de George Barițiu și Simeon Bărnuțiu, acesta din urmă îndemnându-l să studieze filozofia, ceea ce Aron Pumnul și face la Cluj și în continuare la Viena, la Colegiul Sfânta Barbara. În acea perioadă, animat de idealuri iluministe și patriotice, fondează Asociația Românimea Cea Tânără. Era un tânăr studios, atras de lumea cărților, dar și capabil de acțiune. În 1846 se întoarce la Blaj, unde ține un curs de filozofie. Îi cunoștea bine pe Aristotel, Spinoza, Voltaire, Rousseau. Se interesează cu pasiune și simțul răspunderii de ortografia, pe atunci încă incertă, a limbii române. Scrie și studii pe această temă, optând pentru o direcție care se va dovedi până la urmă neviabilă, evidențierea demonstrativă a latinității limbii române și la nevoie reconstruirea ei. Este perioada în care cei mai importanți oameni de cultură de la noi, de la Ion Eliade Rădulescu la Titu Maiorescu, propun reforme ortografice. Chiar dacă nu se dovedește inspirat în găsirea unei soluții, Aron Pumnul are meritul de a contribui la o mai bună înțelegere a identității noastre lingvistice. În aceeași perioadă pregătește tinerii din Blaj pentru participarea la Revoluția care se va declanșa în 1848. Pus sub urmărire de autoritățile maghiare, se refugiază la București, unde Revoluția triumfase pentru moment și este bine primit de guvernul provizoriu. Apoi, după înăbușirea Revoluției, pleacă la Iași, iar de acolo la Cernăuți. Sprijinit de Eudoxiu Hulmuzachi, devine în 1849 primul profesor de limba și literatura română de la Obergymnasium. Marea realizare a lui Aron Pumnul constituie întocmirea unei antologii a întregii literaturi române, cuprinzând 100 de scriitori, publicată în 4 volume, între anii 1862-1865. Antologia are un titlu latinizant antipatic, Lepturariu românesc cules de scriitori români, dar este o lucrare de mare importanță. Cuprinde texte, biografii și comentarii, spații privilegiate fiind acordate unor scriitori cu adevărat semnificativ, ca Gheorghe Asachi, Vasile Alexandrie, Anton Pan. Îți vine să crezi că Aron Pumnul a întocmit lepturariul pentru a fi de folos lui Eminescu, care pe atunci se numea încă Eminovici. În toamna anului 1865, Căminarul, exasperat de repetatele răzvrătiri ale lui Mihai, al șaptelea dintre cei 11 copii ai săi, îl ia de mână și îl reînscrie aproape cu forța pentru a treia sau a patra oară la Obergymnasium. Pentru a ști oarecum sub supraveghere, îl instalează în calitate de chiriaș în casa lui Aron Pumnul. Acesta îi cere tânărului de 15 ani să-i pună în ordine biblioteca. Toamna și iarna anului 1865 sunt un moment fast în biografia lui Eminescu. El citește cu nesaț lepturariul alcătuit de Aron Pumnul, dar și toate cărțile din casa acestuia, pe baza cărora fusese realizată antologia. Din nefericire, profesorul moare pe neașteptate la 24 ianuarie 1866. Mihai Eminescu se numără printre elevii care îi dedică broșura Lăcrimioarele învățăceilor gimnaziași de Cernăuți la mormântul prea iubitului lor profesor Arune Pumnu, repausat la 24 ianuarie 1866. Necrologul în versul scris de tânărul aflat până atunci în gazdă este semnat M. Eminovici Privatist. Interferența între biografia și Aron Pumnul și aceea lui Mihai Eminescu n-a rămas fără urmări. În poemul Epigonii regăsim multe nume din cele pe care Aron Pumnul le inclusese în vestitul său lepturariu.
Cărturarul venit din Ardeal n-a fost doar formal profesorul celui care va deveni cel mai mare poet al nostru din toate timpurile. Aron Pumnul chiar l-a învățat literatură pe Mihai Eminescu, așa cum peste un secol la Ploiești profesorul Gheorghe Milica îl va învăța literatură pe Nichita Stănescu.